pariu că râzi? Cine este cel mai amuzant concurent al săptămânii? Pe cine pariezi? Hai să votezi în duelul săptămânii. Pariu că râzi? Râsul începe acum! Aplauze puternice pentru al nostru Florin Gheorghe! Florin, ate tale, romale, her, 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 her! Salut, iată! Mă bucur să fiu aici din nou. Bine, te revedem! 10! Sperăm să fie un număr de nota 10. Și pentru că nu putem să nu avem nimic despre această pandemie, de care ne-a săturat cu toții. Da. Ce am văzut eu la început, când a fost pandemia, chiar la început, e vorba despre ură și alcool. Ură, pentru că mi-am dat seama că chinezii nu o să mai fie la fel de bine văzut ca până acum. Că înainte când vedeai un chinez, te bucurai. Aveai în tine să spui, hei, China, ni hao! Nu o să se mai întâmple treaba asta. Avem alcool gratis și peste tot și la discreție, în toate magazinele. Eram într-o zi în supermarket, un băiat a pus mâna sub dezinfectantul de mâini, a făcut așa și până a făcut așa. Așa o să fii tu. Ăsta o să fiu eu. În maxim o săptămână, ăsta o să fiu eu. Mariane, tu știi, mă, că sare alcool? Da, frate, 75%. E puțin amar de la chimicale, dar se reglează din pâine. Știi că la pușcărie rețeta... Da. Se trage prin pâine. Prin pâine, ca să rămână albastru ăla, da. Eu chiar aștept să văd ziua când o să vină cineva cu o felie de pâine și un pahar sub dezinfectantul de mâini din magazine, pentru că știu că a venit și ziua asta. Ură și alcool sunt două lucruri pe care le iubim, de altfel ca oameni, nu ca popor. Tot în pandemie am citit o știre care venea tocmai de la Hollywood și care suna în felul următor. Un film mai poate să candideze la Oscar pentru cel mai bun film al anului doar în cazul în care are în componența sa persoane de apartenență LGBTQ+. Mie mi se pare că aici cumva o să intervine din nou ura și mie mi se pare că odată cu legea asta o să intre în vigoare și expresia pentru un Oscar. Este? Uite, mă, un om serios! Păi asta se face... Rușine! Rușine! Pentru că sunt avantaje, oameni buni. Nu contează din ce minoritate faci parte. Important este că ele chiar există. Trebuie doar să deschizi bine ochii și să le găsești. Eu le-am găsit pe ale mele, am două avantaje la număr. Primul e că fac stand-up datorită etniei și mă bucur foarte mult de treaba asta. Să știe! Al doilea avantaj pe care l-am este că pot să vă dau o judecată pentru discriminare în orice moment, pentru orice lucru. Nu contează dacă câștig sau pierd. Important este că am această putere. Foarte mișto ce zice. Da. Visul meu este să mă calci o mașină pe trecerea de pietoni. Nu tare, încet. Cât să mă șifoneze. Și în același timp să mai fie cu mine pe trecere încă alte 4 persoane care să nu fie de etnie și să-l dau o judecată pe șofer pentru discriminare pentru că a ales să intre mine. Bombă! Are vreo dovadă clară că nu e așa? Nu! Corect. Eu am o dovadă clară că e așa? Da! Am 4, putea să aleagă oricare altă persoană dintre cele 4, dar a ales a 5-a variantă, știm noi de ce. Nici măcar la proces nu are ce să zică. Inculpat, ce ai de spus în apărarea ta? Oh. Era noapte și nu l-am văzut? Genială. Politically correct. Se adaugă la dosar. Politically correct. Nici măcar nu prea mă interesează foarte tare acest politically correct, pentru că mi se pare că se exagerează puțin cu el. Nu știu dacă e corect, exagerează puțin, dar se exagerează. Pentru că a fost cazul lui Pierre Webo, știm cu toții, meciul de Champions League. Un om a reușit să oprească un meci de Champions League de unul singur. Să-l reprogrameze, se întâmplă foarte rar asta. Doar în cazul în care, nu știu, explodează tribuna, moare arbitru și nici măcar atunci că sunt arbitri de rezervă. El a reușit să facă treaba asta de unul singur, doar pentru că cineva a vrut să-l identifice dintr-un grup. Nu știu dacă știți, inflamata vin la Colțescu și spunea "Why you say negro? Why you say negro? Why you say negro?" Și Colțescu stătea acolo arbitru și nu spunea nimic, pentru că știm cu toții că la o întrebare retorică nu se răspunde. Un caz similar, tot la fel de mi se pare că n-a fost corect, este cazul lui Tălpan,
Juristul Tălpan l-a dat din nou judecată pe Becali, pentru că Becali l-a făcut lacom. Lacom? Nici măcar nu știam că lacom reprezintă o insultă. Habar n-avem, dacă mă întrebai, bă, nu știam. L-a făcut lacom. Tălpan a câștigat procesul și pe lângă faptul că a câștigat procesul, a câștigat și sumă de 5.000 de euro. Știți ce n-am citit nicăieri? N-am citit nicăieri că Tălpan a refuzat să primească cei 5.000 de euro gratis pentru că nu e lacom. Superb! Ce bună! Da, bine, da, da. Frate, bine, bestial! Avantajul de a fi lacom, poftim! Și pentru că toți suntem aici la avantaje, da, și dezavantaje, pentru că așa mi-a făcut eu materialul. Și dacă cumva ceea ce urmează să vă spun pare că vine de nicăieri, să știți că nu vine de nicăieri, vine de la mine. Știți care era dezavantajul să stai la cort? Știm că toți, în primul rând, clar, cortul nu are ușă, are fermoar, treaba aia cu ușa cortului e o metaforă. Asta știe toată mine. Dezavantajul era că nu puteai să fii convingător într-o ceartă cu soția ta, cu iubita ta. Că dacă stai la bloc sau la casă, aveai în spatele tău o ușă. Bă, și când te certai cu ea, îi spuneai, știi foarte bine că eu am dreptate, pentru că eu am dreptate întotdeauna, de fapt, știi ceva? Mai mult decât atât, mă duc să beau o bere. Și când plecai și bang, tântei ușa aia. Bă, să cutremura zidul, ea rămânea puțin blocat în casă. Bă, poate are dreptate prost. Mă întind puțin în pat. Așa, la cort maxim era, știi ceva? Știi foarte bine că eu am dreptate, pentru că eu am dreptate întotdeauna, de fapt, știi ceva? Mai mult decât atât, mă duc să beau o bere. Și când plecai era maxim un zip. Zip, care nu putea să te facă neapărat convingător. Maxim ce se întâmplă era ea care rămânea în cort. Da, du-te, bă, și bea o bere nebună. Sper să mergi bar în baruri cu uși rotative, să n-ai nici acolo ce să trântești. Oricum o să vii acasă, nici eu nu o să te las să mi-o trântești. Zip! Ce bine! Nu puteai să fii dur, despre asta e vorba. Deși dur este un cuvânt mult prea mare pentru mine, că nu sunt deloc o persoană dură, deși ar trebui, pentru că sunt, nu știu dacă m-ai spus asta, paradoxal, sunt din Pantelimon, sunt băiat de cartier. Nu, cred, nu, n-are cum. Sunt din Pantelimon pentru că mama nici n-a vrut un cartier mai select, adică n-a vrut primăverii, știi? Că în primăverii nu puteai să bați covoare la orice oră din zi și din noapte. În Pantelimon se putea. Se spunea despre acest cartier că era un cartier ofamat și chiar avea dreptate. Chiar era un cartier ofamat, avea mulți oameni dubioși printre noi. Unii erau niște oameni buni de pus la rană, după ce te tăiau, dar nu mai contează. Aveam niște oameni dubioși, eu le spuneam atleți, atleți, pentru că erau băieții care ieșeau din canal la 12 noaptea, cu punga în mână și erau disperați după bronz. Băiatul, vreau și eu puțin bronz, te rog frumos, puțin bronz, dacă nu dai bronz, mor. Ăștia erau niște atleți modești. Pentru că ăștia voiau locul 3, nu locul 1, bronz, tată. Dar erau băieții care ieșeau din tufiș la 12 noaptea, pe care nu-i vedeai, și strigau, auzi, băiatul, ia, vină puțin. Apropo, dacă auzei la 12 noaptea în Pantelimon, auzi, băiatul, ia, vină puțin, fuși. Ăla nu voia să întrebe cum ajungi în centru. Da, mă, după 12 se mergea pe linia de tramvai. Exact. În schimb, acești băieți erau niște atleți adevărați, desăvârșiți, pentru că aveau locul 1, pentru că întotdeauna fugeau după aur. Erau campioni la inele, dacă mă înțelegeți ce spun. Și nu la inelele olimpice mă refer. Sunteți de acord cu mine că dacă trimite un băiat puțin mai închis la olimpiadă, se întoarce cu aurul constant? Acum, eu știu la ce credeți voi că m-am referit. Eu mă referam doar la Marian Drăgulescu. Da, mă rog! Da, acum e ok. Nu mai e chiar atât de rău famat Pantelimon, s-a schimbat puțin. În sensul că ne-au făcut și nouă mall. De ce zic ne-au făcut? Că înainte în Pantelimon, când se deschidea ceva, în 2 săptămâni se închide înapoi. Ne-a făcut mall. Vă jur, când s-a deschis mall-ul, lipseau bucăți de gresie. Erau băieții cu șurubelița închid, eu am zis că îl demontează și îl pun la cineva în curte într-o zi. Și aici mă feresc să spun cuvântul țigan. Pentru că aici chiar poate avea un sens peorativ. Alminteri, cuvântul țigan vi se pare un cuvânt jignitor? Mie nu. Mie mi se pare jignitor ceea ce urmează după cuvântul țigan. Pentru că tu dacă îmi spui mie țigan, jegos,
mă enervează jegos. Țigan nici măcar nu-l văd. Dar tot dacă îmi spui mie, pă, ce țigan deștept și frumos, eu sunt, te pupă fratele tău jos. Voi aveți impresia că dacă vine acum cineva la mine și spune, țigane, ia milionul ăsta de euro. Eu o să spun, țigan, că-i măta, bă. Politically corect, du-te dreacu, te dau în judecată pentru discriminare. Și pe lângă milionul de euro, mai au și niște bani din instanță, pentru că nu uita, jumate sunt români și s-ar putea să fiu și lacom. Uite-mă cum o dă cu ușa de la lift. Bravo, bă. Normal că nu o să fac chestia asta. Evident că nu o să fac chestia asta. Doamne ferește, oamenii au început să iarăși încocesc politically corect, se supără în locul nostru, deși n-ar trebui. Chiar și atunci când e o glumă, data trecută când a fost aici Dan Badea, era în culise, eu eram pe scenă, și a avut o remarcă, o glumă la adresa mea. A zis, băiatul are și umor negru. De ce râzi, mă? Dar ce bine auzi la vârsta asta. Oamenii au sărit în cap. Bă, Dane, chiriosule, că nu se fac de-astea, piticule. E pitic, nu zic nu, dar lasă-mă să mă supăr. De eu nu mă supăr. Dacă e o glumă bună despre mine, o iau cum trebuie și vă dau un exemplu clar. Acum ceva timp am fost cu băieții să trag cu arma la poligon și după ce am tras cu arma, am făcut o poză. Era o armă, un M4A1, l-am pus așa. Și după ce am făcut poza, am postat-o pe Facebook și cineva mi-a lăsat un comentariu excelent. Mi-a zis, oh, rom, bo. Oh, excelent! În loc de Rambo, Rambo. Greu cu mine, greu. Acum înțeleg. I-am greu. Zis, frate, nu vrei să fii prietenul meu? N-ar fi minunat să fii un Rambo supereros, să-l chem când ai nevoie? Nu, și vă spun de ce nu, pentru că Rambo, dacă ar exista într-adevăr, ar fi un supereros ineficient. Pentru că el întotdeauna ajunge la locul crimei târziu, după ce moare toată lumea, nu salvează pe nimeni. Pentru că un tuciuriu care aleargă alert întotdeauna ridică suspiciuni și opri de poliție. Ia, unde mergeți? Să salvezi lumea. Hai, domne, lăsați. Domne, sunt supereroi, moare omul. Hai, domne. Rambo și mai cum? Rambo nu o să fie chemat, știți, cu lumina aia pe cer, cum e Batman, cu Liliacu, nu? O să fie chemat cu lumina aia pe cer, Cocioară. Oh, se pare că e timpul pentru Rambo. Mă rog, o să fie. Și atât de la mine, oameni buni. Mulțumesc din suflet, am fost Florin Gheorghe. Mă plin. Ce crezi?